ridicați în picioare, să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Evanghelia după Marcu, la capitolul 2. Citim de la versetul 1 până la versetul 12. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în inimă, în ei, și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice? A zice slăbănogului: păcatele sunt iertate? Ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au fost uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Vă invit să vă așezați. Era o casă obișnuită, din Galileea antică. O casă probabil foarte simplă, foarte modestă. Nimeni nu trecea pe acolo să-și facă cruce, să se închine, să meargă în pelerinaj. Nu era un banner mare, nu era o siglă, nu se făcea reclamă la televiziune. Dar casa aceea modestă nu era oarece casă. Pentru că acolo se întâmpla ceva. Știau vecinii, știau oamenii, știau locuitorii zonei. Acolo venea cineva care vorbea cu autoritate de la Dumnezeu. Când el vorbea, oamenii auzeau ecoul acela al vocii care a vorbit pe muntele Sinai când poporul Israel s-a îngrozit de prezența lui Dumnezeu. Era unul care venea cu un ecou al autorității de la Dumnezeu și care la cuvântul său se plecau demonii, furtuna și marea se potoleau. Un om care făcea minuni cu autoritate de la Dumnezeu și cuvintele oamenilor erau prea simple să redea ceea ce simțeau când se întâlneau cu acest om. Și de aceea nu-i de mirare că oamenii dădeau buzna. Mulțimile îl înghesuiau pe Iisus din toate părțile, stăteau pe afară pentru că nu încăpeau, pe la geamuri, pe la ferestre, pentru că voiau să fie acolo și să asculte, să primească o binecuvântare, să audă un cuvânt care să le dea viață, să scape de lanțurile care îi țineau în robia păcatului lor. Însă, în același timp, un slăbănog, un paralitic, unul total neajutorat, unul care nu mai avea speranțe și visuri înalte de la viața aceasta, unul care știa că orizonturile lui s-au terminat, omul acesta spera, visa, dar n-avea nicio șansă. Nu se putea strecura în casă pentru că nu mai era loc. Interesul arătat de oamenii aceia, evlavioși, cred eu, pentru Iisus, îl țineau deoparte pe omul acesta neajutorat. Casa era plină. O situație foarte bună. Toți predicatorii ne dorim să fie casa plină. Dar cineva care avea nevoie probabil cel mai mult, nevoia cea mai disperată în viața omului acestuia, nu poate să intre în casă din pricina celor care ocupaseră un loc.
aveau banca lor unde vin la biserică. Știți, aveți în biserică frați și surori care au locul lor, nu-i poți deranja de pe locul acela. Cei care știu cântările de dinainte, deja când a început orga și a dat tonul, cântarea asta se cântă. Și când citești textul de predică, deja știi, am ascultat-o, a fost la noi fratele cu tare și a predicat, eu știu, 3 puncte, sigur asta va fi predica. Și ăștia au umplut casa. Erau acolo, sorbeau cuvintele Domnului Iisus Hristos, dar fără să-și dea seama, deveniseră un obstacol. Deveniseră o piedică. Mesajul vieții nu mai ajungea la cei care aveau cea mai disperată nevoie. Știți, există lege în lumea aceasta care fac diferență între situațiile urgente și situațiile deosebite. De asta pe autostradă, când se întâmplă un accident, legea spune că trebuie să te dai deoparte și să lasă un coloar liber. Sigur, noi românii zicem, asta e pentru mine. Dar se lasă un coloar liber pentru ca să poată să vină salvarea, pompierii, poliția și să ofere ajutor acolo, să intervină, pentru că e o urgență. De asta în autobuz e un loc acolo rezervat pentru bătrâni, pentru femeile care au copii. Pentru că ei au o nevoie specială. Toți ne-ar plăcea să ne punem pe locul acela, că îl găsim liber. Dar e o nevoie mai mare decât nevoia mea și a ta. Și salvarea trebuie să ajungă la oamenii aceia. În povestea noastră, 4 oameni se mobilizează, se organizează și își fac un plan ca să schimbe situația aceea. Probabil au dat târcoale casei și s-au uitat și au zis, nu reușim. Dacă strigăm, oamenii nu se dau la o parte, dacă facem, nu răspund oamenii. Și 4 oameni se asociază, se organizează, fac un comitet de misiune probabil, nu știu, erau simbolic aici 4 biserici, poate dintr-o regiune a țării, care se asociază și spun, împreună n-am putea să plantăm o altă biserică, singur n-am putea să plantăm o altă biserică, dar împreună, dacă punem și bisericuța noastră și cealaltă și cealaltă și cealaltă, poate reușim să facem ceva. Nu știu, poate erau 4 frați din Consiliul Bisericesc sau lideri dintr-un județ, niște viteji ca lui David care au zis, ne ducem noi și aducem apă din fântâna aceea Betleemului cu prețul vieții noastre. Nu știu, dar au fost niște oameni care s-au asociat, care au zis, mai lăsăm la o parte și diferențele dintre noi, că vedeți, suntem diferiți. Pe mine m-a amuzat aseară, au venit mai mulți frați să mă întrebe, cum să ne îmbrăcăm? Am zis, bă, chiar la Vasilica Croitoare ați venit voi să întrebați cum să vă îmbrăcați? Chiar așa? Suntem diferiți. Dar știți ce este interesant? Am găsit un verset în Sfânta Scriptură care mi-a vorbit recent și sigur îl cunoașteți și dumneavoastră. Apostolul Pavel, probabil el, autorul cărții Evrei, spune în capitolul 2 cu 11, cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul toți. Și de aceea Iisus, atenție, Iisus, lui Iisus, nu este rușine să-i numească frați. Vreau să vă zic în seara asta, în dimineața asta ceva. Lui Iisus nu e rușine și pe un prăpădit ca mine să-l numească frate. Și eu mă cutremur când spun cuvintele astea, că știu cine sunt, știu cât pot. Dar el se uită la mine și pentru că a murit pentru mine, nu e rușine să mă numească frate. Și poți să spui și numele tău acolo, ca un sfânt ca tine, nu știu. Când eu nu mă pot asocia cu tine și cu tine, pentru că eu nu știu cum tu ești altfel, când noi nu putem împreună să luăm de un colț de targa asta și să ne uităm la România, la orașele, la satele astea, să zicem, hai domnule, că apuc și eu de un colț acolo, lasă, ține tu din față, fii tu în fruntea târgii, fii tu cel din față, nu contează, fă tu poza. Dar dacă pot și eu să țin de targa asta și să-l duc pe omul ăsta la Iisus, vreau să fac lucrul ăsta. Pentru că România are atât de mulți oameni paralizați, blocați, care n-au nicio șansă să audă Evanghelia în sute de sate, de orașe, de comune. Și e nevoie de cineva
care să spună, hai să ne asociem, haideți împreună, pentru că altfel nu o să putem zona aceea cu multe cercuri acolo, să ajungem la ea. Va mai dura încă un secol și poate mai multe secole, dacă păstrăm ritmul acesta. E nevoie de oameni care împreună zic, hai că lăsăm celelalte la o parte, pentru că ceea ce ne leagă este mai mare decât toate diferențele dintre noi. Frați și surori, ceea ce ne leagă, ceea ce avem noi în comun, este faptul că Iisus ne numește frați. Asta e mai mare decât orice diferență, decât orice păreri pe care noi le avem pe diferite subiecte și forme. Oamenii ăștia s-au asociat. Totul a pornit de la un vis. Au vrut să-l vadă pe slăbănogul acela că ajunge în prezența lui Iisus. Și ăsta a fost visul lor și primul punct pe care vreau să-l subliniez în dimineața aceasta este că evangelizarea României este posibilă dacă visul acesta devine visul nostru al tuturor. Asta este viziunea pe care Dumnezeu o dă bisericii sale când oamenii încep să viseze nu doar pentru ei. Haideți să fim sinceri, visăm foarte mult pentru noi, pentru casele noastre de rugăciune, pentru corul nostru, pentru orchestra, pentru fanfara noastră, pentru întâlnirile noastre, pentru convențiile noastre, pentru capela mortuară acum, pentru parcarea bisericii. Visăm! Și nu e rău să le avem pe toate și să fie frumoase și să fie ornamentate. Oamenii ăștia visau pentru ei, să mai asculte o predică, să mai primească o binecuvântare, să mai mănânce pâini și pești. Dar iată că a fost acolo cineva care a primit un vis pentru exterior. Nu era parohia lor, nu era poate zona lor, dar au simțit că sunt oameni care n-au acces. Au simțit că sunt oameni care în orașul lor nu se întâlnesc, nu se intersectează cu un pocăit niciodată. Au văzut că sunt oameni pentru care nu se roagă nimeni, nu mijlocește nimeni pentru ei. Pentru sătucul acela, pentru cătunul acela. Oamenii ce au văzut că sunt regiuni întregi pe harta României. Ați auzit, cu 600 de pentecostali, un județ întreg. Și au zis, dar eu sunt într-o zonă binecuvântată. Eu pot să merg pe picioarele mele, eu pot să mă duc să mă întind și să-L văd pe Iisus, dar slăbănogul ăsta, lui cine o să-i dea o șansă? Și au simțit povara aceea pentru marginalizați, pentru ucraineni, pentru copii. Și au zis, Dumnezeu a început să pună în inima noastră un vis mai mare, mai mare decât biserica mea. E fain că Iisus e în biserică și ne dorim să fie prezent la toate întrunirile bisericii. Și El este, ca promis. E frumos că Iisus e prezent în orașul nostru, în regiunea noastră. Dar oamenii ăștia au primit un vis mai mare decât resursele lor, decât bugetul lor chiar. Visul se naște în urma compasiunii. Oamenii care au compasiune nu merg singuri în cer. Unii se vor duce în ceruri, pentru că Hristos a murit pentru ei și a plătit pentru păcatul lor, dar se vor duce singuri. Și nu este scopul lui Dumnezeu. Unii n-au știut niciodată să pună mâna pe targa aceea și să spună, iau și eu de un colț. Sunt alții, slavă Domnului, singuri, au luat în cârcă mulți slăbănuci, au luat, s-au ostenit ei din banii lor, din timpul lor și au făcut asta și sunt oameni care pe mulți singuri i-au condus în împărăția lui Dumnezeu. Dar unii n-au compasiune. Efectiv, le lipsește dragostea aceea. Și probabil că ați auzit multe definiții ale cuvântului dragoste, din greac, din ebraic. Eu vreau să vă spun cea mai simplă definiție a cuvântului dragoste. Dragoste egal timp. Dacă ai timp pentru oamenii pierduți, înseamnă că iubești. Dacă n-ai timp, degeaba vorbești frumos, degeaba cânți frumos, degeaba ești un creștin model. Dacă n-ai timp să spui, acum eu sunt gata să iau targa asta, sacrific din timpul meu pentru oamenii aceștia. Oamenii ăștia au avut un vis. Cu ani în urmă am avut privilegiul să lucrez cu echipa care a lucrat la înființarea APME. Și unul dintre mentorii noștri și un om de la care, pentru care sunt foarte recunoscător Domnului, a fost fratele Cameron Wilson. Fratele Cameron Wilson la un moment dat
Într-o dimineață m-am întâlnit cu el și am spus: Vasilica, Domnul mi-a vorbit și am scris. Nu știu dacă chiar cu o noapte înainte nu se întâmplase lucrul acesta. Dar a venit și mi-a prezentat o hârtie, o ciornă și mi-a spus: vreau să o traduc în limba română, să o stilizez în limba română, pentru că asta vreau să o publicăm. Era o hârtie intitulată Am un vis. Sigur, era o preluare a celebrei fraze spuse de Martin Luther King, care s-a prezentat în fața națiunii americane și a spus: am un vis. Dar el a luat acea sintagmă, am un vis, și a transformat un vis pentru biserica din România. Nu eram pregătiți pe atunci, nu aveam nici resurse, nici viziune pentru asta, nici buget pentru asta. Dar m-am uitat aseară pe visul lui Cameron Wilson. De mulți ani de zile deja el este cu Domnul. Dar cred că jubilează de acolo din ceruri când se uită la ceea ce se întâmplă în România. Pentru că el a spus: am un vis, o mare familie de misionari transculturali români care se ridică la o slujire pe termen lung în rândul grupurilor etnice neevanghelizate din Africa, Asia, America Latină și Oceania. Vreau să vă întreb, s-a împlinit visul acesta? Amin. Am un vis, o armată misionară bine pregătită, bine susținută în rugăciune și sistematic sprijinită financiar de către miile de penticostali români, care va scrie o pagină glorioasă în istoria misiunii mondiale. Se împlinește visul acesta? Aleluia! Am un vis, păstorii români se vor ridica la înălțimea provocării nou-testamentare, coducând adunările în mijlocire pe baza informațiilor concrete de pe câmpul de misiune. S-a împlinit? Amin! Ei vor conduce adunările și în dărnicie sistematică, implementând metoda promisiunii prin credință către un fond de misiune lunar. S-a împlinit? Amin! Am un vis! Un comitet interdenominațional, spune el, de lideri români respectați, care vor administra acest fond comun de misiune, și contribuția la acest fond are potențialul de a depăși suma de $1,000,000 anual. S-a împlinit visul acesta? Vă spun, s-a depășit de câteva ori. De câteva ori. Și visul continuă. Dragii mei, astăzi vreau să pun o întrebare simplă. Care este visul pe care îl purtați în inima voastră? Că știu că sunteți oameni ai lui Dumnezeu. Și dacă sunteți aici, pentru că aveți un vis. Este visul acela mai mare decât biserica locală? Decât comunitatea de care aparțineți? Decât bugetul pe care îl aveți? Aveți visul acela să puneți mâna pe targă și împreună cu Biserica Penticostală Română să cucerim frontiera aceasta care are nevoie de Evanghelie? Visul întotdeauna are nevoie și de un plan de acțiune. Orice vis are nevoie de o strategie. Visători sunt mulți în lumea asta. Foarte mulți. Întâlnesc cu oameni care, când vin să-mi spună că le-a venit o idee, nici nu mai am timp să-i ascult. Că am mai avut încă 50 până atunci și la început am crezut, i-am susținut, i-am finanțat și am văzut că nu s-a ales nimic de asta. Noi reacționăm foarte emoțional la rugăciune, la predică. Da, Doamne, gata, am primit visul. Am avut o experiență în adolescență, împreună cu un grup de tineri din zona noastră, a Sucevei, unde am crescut. A pus Domnul pe inima noastră pasiunea asta pentru evanghelizare și mergeam în sate, în comune, în care nu era niciun pocăit. Am găsit noi satul Zvorâștea, la 10 km de biserica noastră, de unde eram în Sfântul Ilie, și am început să mergem acolo. Era pe vremea când studiam la școala biblică, în paralel cu liceul, și duminica, între biserici, ne adunam un grup de tineri cu chitara și mergeam în Zvorăștea. Dar nu știam să predicăm și nici acum nu, dar în fine, am căutat oameni care să vină cu noi. Și am găsit pe fratele X, pe fratele Y și trăgeam de ei să vină și să ne soțească în evanghelizare. Într-o duminică ne-am dus la un frate, nu găsisem pe nimeni altcineva, era bun predicator. Era un tânăr atunci cu perspective mari și un om respectat ca slujitor. Am bătut la ușa lui și a spus: frate, trebuie să vii cu noi, nu avem niciun predicator astăzi, noi suntem echipă, avem mașini, totul, dar nu avem predicator. Și el a zis: nu, astăzi n-am timp, nu vin cu voi. Și am insistat. Și a zis: nu. Și am insistat mai tare și a zis: nu, și m-am milogit de el. Și a zis: domnule, oamenii au nevoie de Evanghelie. Și exasperat, m-a refuzat, dar a făcut-o cu cuvintele astea. S-a uitat la mine și a zis: băi, Vasilică, am fost și eu ca tine.
Și mi-a închis ușa nas. Am rămas în fața ușii închise, plângând, și am zis, Doamne, oare e doar așa o chestie care o să țină acum, în perioada asta adolescenței? Și acolo, în fața ușii închise, eu m-am rugat și am spus, Doamne, ajută-mă să nu devin eu ca el vreodată, dacă el a fost ca mine. Vreau să vă spun, visele vin de la Dumnezeu, tuturor Dumnezeu ne-a dat vise, dar uneori visele alea nu se transformă în strategie și nu se transformă în acțiune. Și dorința noastră nu este să venim aici să vă stârnim emoțional și să spuneți, aleluia, evanghelizăm România. Dorința noastră este ca fiecare să ne gândim care este partea strategică pe care noi ca biserică, pe care noi individual, comitetul nostru, echipa noastră județeană, regională, o putem avea în atingerea acestor județe cu Evanghelia. O săptămână și ceva în urmă, bisericile din orașul Constanța și din județul Constanța am avut o acțiune publică. Visul nostru a fost acesta. Orașul Constanța să știe că există biserici penticostale. Și am zis, ce putem face să ieșim dintre ziduri? Am avut jumătate de an de planificare, de întâlniri, de rugăciune și ne-am întâlnit mai întâi săptămânal, apoi aproape zilnic. Am avut discuții foarte intense. Am pornit cu un vis, habar nu aveam cum v-am arătat săptămâna aceea. Dar pot să vă spun, după jumătate de an de planificare și de organizare, proiectul acela s-a dezvoltat. I-am dat un nume așa pentru un oraș mai metropolitan, precum Constanța, am zis Constanța City Hope, speranță pentru orașul Constanța. Dar 150 de voluntari care au fost la instruire, care au fost la rugăciune, care au fost motivați, care și-au identificat darurile și zona în care vor să slujească, s-au pregătit și în săptămâna 40 septembrie, în 6 cartiere, în 6 locuri diferite din Constanța și apoi la Casa de Cultură, zilnic, de dimineață până seară, pe străzile și în zonele acelea au mișunat tineri și frați și surori din bisericile noastre, toți cu tricoul care avea un mesaj, speranța are un nume, Iisus. Și peste tot, sute și sute de oameni au avut ocazie să se întâlnească cu un creștin, să primească un pliant, să primească o rugăciune, cineva să-i sfătuiască și să-i conducă la Hristos. 100 și ceva de voluntari au fost de-ai noștri, din zona noastră doar. Alții au venit din afară. Fratele Robert este aici. O să împărtășească mai târziu. Cei de la Evangelism Explosion au vorbit despre evangelizarea pe stradă, de la om la om, și i-au împuternicit pe voluntarii noștri. Fratele Efren de la Kids Romania. Ridică o mână, frate Efren. A venit cu un grup de misionari acolo și ne-au ajutat să fim mai eficienți în lucrarea cu copiii. Fratele Mircea Ardelean, nu știu unde ești Mircea, Fundația Realitatea, cu o reprezentare artistică a ceea ce se întâmplă în rai și în iad, dar cu mare impact. Sute de oameni au venit și au umplut Casa de Cultură din Constanța la finalul acestei săptămâni să audă mesajul acesta. Am avut apoi pe fratele Gabi Zăgrean la final, am avut pe cei de la OEM cu Bus for Life, am avut medicii creștini, grupe de cântăreți, activități pentru tineri, o evanghelizare mare pentru ucraineni, sala s-a umplut cu ucraineni la Casa de Cultură. A fost un vis la început. Cum să facem ca biserica să fie vizibilă? Dar în final a trebuit toți să punem umărul, să punem un buget la dispoziția Domnului și să facem pașii aceia. Aveți în materialul dumneavoastră o scurtă schiță acolo. Ce înseamnă să dezvoltăm o strategie locală pentru o lucrare exterioară? În primul rând trebuie să existe un comitet de coordonare a evanghelizării. Pe scurt, dragii mei, există în fiecare biserică oameni care au focul ăsta, care au pasiunea asta. Trebuie doar să identificăm, ei sunt acolo, îi descoperi, îi vezi după cum se roagă pentru evanghelizare, îi vezi după cum le sclipește ochii când vorbește evanghelizare, îi vezi. Ei, adună-i pe oamenii aceia și organizează-i, dă-le posibilitatea să lucreze împreună și să poată să ducă acest car al Evangheliei mai departe. În al doilea rând, formulați un plan de lucrare. Trebuie să ne gândim, noi ne ocupăm de zona asta, vrem să mergem în alt sat, să plantăm o biserică sau un alt oraș. Ce anume vrem să facem? Care este planul? Care este proiectul? Și chiar vă spun, denumiți proiectul. Spuneți proiectul hexagon,
cunosc o biserică ce a numit zona lor, s-a uitat pe hartă și semăna așa cu un hexagon și a spus proiectul Hexagon sau spuneți-i proiectul Philip sau proiectul România 100% sau Ținta cu tare. Dar dați-i un nume. Cum s-ar simți copiii voștri dacă nu le-ați fi dat nume? Tu ești ăla, tu ești ăla, tu ești ăla. Ăla în primul, ăla mai mare, al doilea. Nu, copiii noștri au un nume. Și în Biblie numele sunt importante. Noi avem un nume pentru toate. Se cheamă lucrare. Așa vag. Totul e lucrare. Și când nu prea facem lucrare, tot lucrare se cheamă. E bine ca să spunem, noi ne focalizăm pe ținta asta, pe proiectul ăsta, ne-am asumat responsabilitatea asta și de aceea, deși cuvântul ăsta lucrare este frumos, noi trebuie să știm ce lucrare, ce misiune vrem să îndeplinim. Apoi, pentru ca să lucrăm strategic, avem nevoie de instruire. Biblia spune că biserica nu își propune să facă nicio lucrare fără să instruiască oameni. Biblia spune că misiunea noastră ca lideri în trupul lui Hristos este să echipăm oamenii. Nu să-i certăm de la amvon că nu merg în evanghelizare. Oamenii zic, aș vrea, am încercat, dar n-am știut ce să spun. Ci să-i echipăm, să-i instruim, să le oferim resurse pentru că apoi să poată să încerce, să experimenteze, poate să și greșească, să mai învețe puțin, dar în final să poată să fie destoinici pentru o lucrare bună. Și de asta noi trebuie să avem forme de instruire. Sunt multe instrumente astăzi de instruire și de mobilizare. Există instruire pentru laici, pentru membrii bisericilor. Frații de la Evangelism Explosion sunt extraordinar de pregătiți pentru echiparea celor care vor să prezinte Evanghelia de la om la om. La Aria, Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem o metodă de instruire care e folosită deja și este folosită în multe alte țări. De luna trecută, frații creștini după Evanghelie ne-au cerut să le dăm tot materialul pe care îl avem noi și îl vor folosi și ei pentru instruirea evangheliștilor lor. Există resurse de instruire, numai să vrem să le accesăm și să mobilizăm bisericile noastre. Apoi trebuie să organizăm acțiuni concrete. În final, visurile sunt frumoase, instruirea e bună, părtășia e bună, dar trebuie să ne gândim ce ne propunem să facem anul acesta. Ce ne propunem să facem luna viitoare pentru ca viziunea aceasta să avanseze. Și desigur trebuie să inițiem un fond de sprijin al lucrării. E nevoie de un buget, e nevoie de un sacrificiu. În mapele dumneavoastră ați primit și este în premieră prezentată într-o întâlnire a noastră acest material, apel. E un receptor telefonic. Acum numai cei care în buletin aveți anumite date puteți să recunoașteți aici un telefon. Dar noi facem un apel. Apel înseamnă alături de plantatorii și evangheliștii locali. Facem un apel către dumneavoastră, către bisericile din România. Și sigur că ne rugăm ca să răspundă cineva la capătul celălalt al firului. Dar apelul nostru este ca împreună să investim și să dăruim resursele noastre pentru ca zonele acelea și orașele acelea fără biserică, în prima fază, să poată să audă Evanghelia. Și desigur o strategie are nevoie de evaluare periodică, de ajustare, de o bază de date bune, de mărturii din lucrare. Nu putem să rămânem doar la sentimente frumoase. După întâlnirea de la Constanța City Hope, ne-am întâlnit și următoarea săptămână, deși s-a terminat evenimentul. Și am stat jumătate de zi cu frații, cu toți liderii de departamente care au fost acolo și am scris câteva pagini de concluzii. Și știți? Nu mi-e rușine să vă spun, a fost o pagină cu mulțumirile și lucrurile pe care le-am sărbătorit și au fost lucruri extraordinare care s-au întâmplat acolo. Dar au mai fost încă vreo 3 pagini cu lucruri pe care am fi putut să le facem diferit. O să le facem diferit anul viitor. Am învățat ceva. Dar pot să vă zic, și asta este marea mea bucurie și astăzi de dimineață pe grupul de WhatsApp care este doar al evangheliștilor care au mers pe stradă. Ei au zis, noi nu vrem să se termine lucrurile cu Constanța City Hope.
Și de atunci, în fiecare săptămână, i-au zis, noi vom continua să ieșim pe stradă. Și astăzi se organizau în ce parc se întâlnesc, cine vine, cine aduce pliantele, să meargă și să discute cu oamenii. Dacă noi avem o strategie și mobilizăm și încurajăm oamenii, dragii mei, rezultatul va fi acela, că biserica va fi activă și va împlini mandatul Domnului Iisus. Mai este un lucru pe care vreau să-l accentuez. Avem nevoie de o viziune, avem nevoie de o strategie și avem nevoie totodată de flexibilitate pentru câștigarea celor pierduți. Oamenii ăștia patru și-au asumat niște riscuri. Haideți să fim sinceri, să faci ce au făcut ei nu-i chiar obișnuit, comun. Nu puteau să mai aștepte încă o zi. De ce să spargi acoperișul? Ne interesăm unde merge Iisus mâine, mergem de dimineață, ne ducem de la ora 6, prindem un loc bun în față și s-a rezolvat problema. Dar eu zic, noi nu mai putem aștepta o zi. Dacă Iisus este acolo în casă, noi trebuie să-L ducem acolo. Adevărații evangheliști știu puterea cuvântului astăzi. Pentru că așa spune Biblia, astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietre inima. Noi folosim asta la evangelizare. Eu vreau să folosesc la întâlnirea cu păstorii și cu liderii. Să vă zic, fraților, dacă astăzi auziți că trebuie să lucrăm împreună, nu vă, poate e prea tare cuvântul împietriți, dar nu l-am zis eu, l-a zis Scriptura. Nu amânați nici măcar pe după amiază. Dacă e astăzi, haideți să ne gândim că astăzi Dumnezeu vrea să ne folosească. Eu am învățat ce înseamnă să las pe mâine. Eram student în București, când m-a prins o gripă foarte puternică și am văzut că nu mai pot să respir, și m-a dus cineva cu mașina la spital și m-am internat la un spital în București. Era după amiaza târziu și a fost pus în salon cu un bătrânel și era soția lui care îngrijea de el. Am stat puțin de vorbă cu ei, nu mă simțeam bine, dar am știut și Duhul Domnului mi-a zis, trebuie să vorbești cu oamenii aceștia. Și am făcut așa o introducere, că am zis, am timp mâine. Le-a zis că student la teologie, s-au încântat de asta, să audă așa ceva, dar n-am continuat mai departe discuția. Și după vreo câteva ore, bătrânul a început să respire greu, au umblat acolo la aparate, au venit asistentele, m-au dat pe mine afară din salon, că au știut că e gata, și apoi l-am văzut că l-au scos de acolo. Și a zis, mâine... Cât era să fi spus omului un cuvânt despre dragostea lui Dumnezeu, să facă o rugăciune cu el. Evangheliștii știu ce înseamnă cuvântul astăzi. Oamenii aceștia n-au amânat. Au luat o scară, au mers pe acoperiș, au căutat, nu știu, un ciocan, nu știu ce unelte au găsit și au început să strice acoperișul la casa unui străin. Păi, unde a fost comitetul bisericii să-i cheme la discuții? Băi, frate! Dar mai încetul, mai încetul, noi aici avem o rânduială. Acolo e biserică, oamenii se închină, oprește. Dar nu s-au gândit ei ce vor scrie ziarele mâine? Ce lucruri ciudate fac pocăiții? Dar nu s-au gândit că îi dă proprietarul în judecată? Eu vă spun, dacă veniți la mine acasă și spargeți acoperișul, eu chem poliția. Voi nu? Oamenii ăștia nu s-au gândit la toate consecințele. Păi nu s-au gândit că îl deranjează pe Iisus de la slujbă? Iisus predica. Pe mine mă deranjează dacă sună un telefon. Dar nu s-au gândit ce riscuri mari să cobori cu o funie de undeva de sus un om pe o targă? Am văzut la o mormântare și nu mai dau detalii ce înseamnă că nu se sincronizează cei patru care țin funia. Și nu s-au gândit la niciun risc. Nu s-au gândit la niciun risc pentru că, vă mai dau o definiție simplă, credința egal risc. Știu că aveți mai bune definiții din greacă, dar credința în final înseamnă să spui, Doamne, e ciudat, e absurd, nu înțeleg, dar dacă Tu spui, eu merg înainte pentru că Tu m-ai chemat să fac lucrul acesta. Dragii mei, a rămas o gaură în tavan.
Dar a fost un om vindecat. Un om care a auzit cuvintele: fiule, păcatele îți sunt iertate. S-a meritat tot efortul acela, toate lucrurile astea neașteptate, ciudate. Mirela a plecat din Spania ca să tundă oameni în băbenii. Alții s-au dus să spargă lemne pe la niște bătrâni în Vânjul Mare sau nu știu unde. Evangheliști care puteau să-și facă o carieră și un viitor și s-au dus să facă lucrurile cele mai ciudate. Pe unul din evangheliștii noștri, primarul l-a văzut corect și a zis: vino să fii, nu știu, administratorul, impresarul echipei noastre de fotbal. Știu că nu-i din statutul nostru, dar a văzut că e un om corect și a spus: domnule, am încredere că tu poți să administrezi bine bugetul ăla, că toți ceilalți au furat. Oamenii s-au dus și s-au pus la dispoziția acelei comunități și au început să-i ajute pe oameni ca să intre în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face lucruri frumoase acolo. Dar știți ce s-a întâmplat acolo? Au trebuit să facă niște schimbări. Nu în structura bisericii, nu se pune problema în mărturisirea de credință, dar au trebuit să facă schimbările necesare pentru ca biserica să fie mai mobilă, să ajungă mai ușor la oamenii care sunt acolo pe targa aceea. Schimbări cu scop evanghelistic și misionar, nu pentru confortul lor. Uitați-vă în Faptele Apostolilor. Biserica mereu își ajustează strategia ca să fie mai eficientă pe câmpul de misiune, dar schimbările ei nu le fac pentru ca să le fie lor mai bine, pentru confort sau ca să se asemene cu lumea. Nu, biserica a fost o voce profetică într-o lume idolatră. Dar interesant, n-au făcut schimbări nici măcar ca să evite persecuția. Nu găsiți acolo că s-a făcut un comitet să vadă cum să-i păcălească pe romani. Dar când a fost vorba de evanghelie și a văzut că nu mai au timp de evangelizare, că oamenii stau afară și biserica în casă discută despre văduve și ajutoare, au zis: stop, trebuie să schimbăm ceva. Atunci au introdus slujba de diacon. Și vreau să vă zic ceva. Iisus nu le-a zis să facă diaconi. Nu era în mare trimitere. Dar a zis: nicio problemă, creiem o slujbă nouă. Diaconii au fost o invenție a bisericii primare. Dar a fost o invenție necesară pentru ca evangelizarea să meargă înainte. Pentru ca biserica să îi primească în casă pe oameni. Ei să se găsească în prezența lui Hristos și să fie vindecați și să fie mântuiți. Avem nevoie de ședințe de comitet în care tema să fie adaptarea noastră pentru a-l câștiga pe cel pierdut, pentru a-l aduce în casă. Să ne întrebăm ce trebuie să schimbăm noi în modul nostru de viață prima dată. Eu a trebuit să mă întreb eu, ca om pe care Dumnezeu m-a așezat în Megidia, într-un oraș total străin pentru mine, n-aveam niciun cunoscut, nicio legătură acolo. Și să mă întreb ce fel de viață trebuie să trăiesc eu mai întâi, să mă cunosc cu oamenii din oraș. Pentru că am zis bisericii, chemați oameni la evanghelizare și eu mi-am dat seama că eu nu cunosc pe niciun om nepocăit așa bine, un prieten. Și a zis, ce fac eu să mă prietenesc? Adică prieten înseamnă să vină să ceară un sfat, să vină să îți povestească durerea lui. Și a trebuit să schimbă anumite lucruri pentru ca oamenii aceia să poată să petreacă timp și să asculte un mesaj. Dragii mei, pentru ca să plantăm alte biserici, pentru ca să ajungem în alte zone ale țării, pentru ca să fim martori ai lui Hristos, trebuie ca bisericile noastre și liderii să primească un vis de la Dumnezeu. Visul de a nu merge singuri acolo. Visul de a vedea ceva dincolo de comunitatea noastră, de orașul nostru, de părtășia noastră. Și apoi visul acela să ne ducă la planificare. Să ne pună pe genunchi cu hârtia în mână și să spunem: Doamne, vorbește, cum ar trebui să se cheme? Care e zona? Care e timpul? Ce ar trebui să ne asumăm noi? Nu
Dacă nu sunt eu în fața tărgii, dacă nu apar eu primul în poză, dacă nu-i numele meu acolo, nu mă duc. Nu să spun, Doamne, eu vreau să știu care-i rolul meu. Și apoi în rugăciune să spunem, Doamne, cum trebuie să ne schimbăm noi, atitudinile noastre, formele noastre chiar, programul nostru, timpul nostru, calendarul nostru, agenda noastră. Pentru ca oamenii aceia care n-au auzit niciodată să audă. Să audă aceste cuvinte. Fiule, păcatele îți sunt iertate. Scoală-te, ridică-ți sfatul și umblă. Amin.